A spus că îl iubește pe Victor, totuși e pregătită să divorțeze. Scandalul Bianca cu Victor a șocat o țară întreagă. E bine, aseară tânăra a vorbit pe larg despre motivele divorțului, însă unele declarații s-au bătut cap în cap cu ce spusese cu o zi înainte. Noi doi avem o dragoste ciudată. Dacă el vrea divorțul, eu îl acord. Nu ne înțelegem niciodată. Fiecare dintre noi are nevoie de o pauză. După ce Victor ar fi anunțat-o la televizor că vrea să divorțeze, Roșcata a ieșit să facă lumină în tot acest scandal. Și încă din prima clipă a sărit direct la gâtul Denisei Nechifor, mama fiicei lui Adrian Cristea. Pe tot parcursul relației mele pe care am avut-o cu Adi, această doamnă a intervenit mereu. Ea și-a făcut aparițiile în câteva emisii TV pe un alt post, în care și-a dat cu părerea despre relația mea cu fostul meu iubit. Însă problemele din căsnicia lor apăruseră cu mult timp înainte ca Bianca să meargă la Paris. După primele două săptămâni de la căsătorie, noi deja am avut discuții din cauza unor mesaje pe care Victor le dădea Andei. Am cerut să divorțăm. Nu au divorțat atunci, dar totul parcă s-a stricat. O săptămână ne era bine, două săptămâni nu. Noi am avut o perioadă în care nu am locuit împreună. Ce alte detalii incredibile a scos Roșcata la iveală, dar și cum se contrazice singură, vezi în câteva clipe la Acces Direct. Din primele două săptămâni noi am avut, adică după primele două săptămâni de la căsătorie, noi deja am avut discuții din cauza unor mesaje pe care Victor le dădea Andei și care nu au fost comentate și cărora nu li s-a acordat destulă atenție, dar care au fost semnificative pentru relația noastră. Chiar dacă niciunul dintre cei doi nu au vrut să discute și, mă rog, am fost trei și atunci, niciunul dintre noi nu a avut să dea detalii despre lucrurile întâmplate atunci. Pe mine una m-a afectat foarte tare, atât cât și căsnicia mea, adică a noastră. Eu recunosc că am reacționat într-un mod foarte impulsiv. Am încercat să evit acest subiect pe cât posibil pentru ca să nu fim afectați niciunul dintre noi. Dacă niciunul nu a avut curaj să recunoască ce s-a scris acolo și nu a dat apă la moară ca să se dezvolte mai mult decât trebuia subiectul, atunci s-a închis repede și s-a trecut cu vederea. Eu am fost foarte afectată. Din acel moment, relația dintre noi a început să se defecteze. La două săptămâni după nuntă? La două săptămâni după nuntă, când soțul meu, nu vreau să-l acuz de nimic, am în afară înțeles. De astea faptul faptele, că și-a dat niște mesaje. În momentul în care noi am pornit această discuție despre aceste mesaje, au început reproșurile. Am dat aceste mesaje pentru că și tu ai dat mesaje cu Adi. Am fost foarte revoltată din cauza acestor mesaje care nu au fost discutate și care mie mi s-au părut mai mult decât niște banale mesaje. Dar cum li se făcuse lor dor? Adică ce spuneau? Vroiau să se întâlnească sau cum își exprimau? Le era dor unul de celălalt. Și vreau să se vadă, să fugă de acasă împreună. Să fugă împreună de acasă? Da, nu i-am scris niciodată lui Adi, adică eu vreau să fug de acasă cu el. Nici o secundă nu am controlat telefonul soțului meu, dar în ziua aceea pur și simplu am avut un feeling că ceva nu este în regulă. Ne-am întâlnit să luăm cina împreună și am luat telefonul. Ceea ce nu am făcut niciodată, pur și simplu, din impuls, asta am simțit să fac. Vorba aia, dacă cauți... Nu-i nici prima, nici ultima. Sunt femei care fac treaba. De atunci au început problemele. În secunda 2 am reacționat din impuls și am cerut să divorțăm. Am confirmat prin atitudinea mea când am ieșit la un club și am avut un eveniment împreună cu Mihai Morar, când toată lumea știa deja aceste lucruri, iar eu nu le-am... Celebra baladă a ta. Negat.